Salutare tuturor! A venit vremea să îi fac și eu rodajul și prima pornire la drujba asta de la Makita, pe care am luat-o acum ceva timp și pentru care nu mi-am găsit încă timp să-i fac și eu rodajul și prima pornire, așa că astăzi o să mă ocup de treaba asta. Între timp m-am uitat și pe manualul ăla cu care a venit. Nu sunt cine știe ce informații care m-ar ajuta pe mine foarte mult, mai mult de natură de securitate, să zic așa, norme de protecție a muncii. M-am uitat pe YouTube, am găsit câteva tutoriale și acolo am văzut care sunt pașii pentru rodaj și cum trebuie făcut amestecul de carburant. V-am arătat atunci uleiul ăsta pentru lanț. L-ați văzut. În doza asta mi-a venit niște ulei pentru amestec. Eu nu aveam cum să bag seringa înăuntru, așa că am tăiat-o și am pus-o într-un pahar de genul ăsta așa. Și o să-l trag de aici cu seringa ulei. Am luat o canistră de genul ăsta de 5 litri, unde să țin benzina. Și am mai făcut rost de un bidon de amestec de genul ăsta așa, de un litru. Am pus deja benzina în el. Mai rămâne să-i pun decât uleiul, să amestecă carburantul și să alimenteze drujba. Așadar, în tutorialul de pe YouTube, pe care l-am văzut eu, spune că se vor pune 20 de mililitri de ulei la un litru de benzină. Așa că așa voi face și eu. Am o seringă exact de 20 de mililitri. Ok, o să o vărs peste benzină. Opa. O să-i pun capacul și o să-l agităm. Nu știu cât de bine trebuie agitat, probabil omogenizat, cât mai bine. Cred că ajunge. O să dau astea la o parte să nu mai mă încurce. Am luat și cheia în cazul în care poate mai trebuie slăbit un pic lanțul. Și o să o alimentăm cu benzină, cu carburant și cu ulei pentru lanț. O să folosesc această pâlnie, e o pâlnie normală. Cred că ajunge. Rodajul încă nu mi-a fost foarte clar cum trebuie făcut. Unii spun într-un fel, alții în alt fel. Așadar, eu o să o fac în felul meu. O să-i fac un rezervor plin de mers în gol. Și al doilea, o să o turez un pic în lemn subțire. Și sper să-i ajungă două rezervoare. Oricum, nu o să o folosesc imediat. Nu o bag în treabă foarte solicitantă. Așadar, nu cred că va fi o problemă. Desfacem și uleiul ăsta. Are aici un dop din staniol.
Să văd dacă reușesc să-i pun ulei fără să mă murdăresc. Cred că ajunge. Nu l-am umplut. Ok. Am alimentat drujba. Și nu ne rămâne decât să, adică nu-mi rămâne decât să fac, să-i fac pornirea. Ocazia asta vă arăt și capra mea pentru tăiat lemne. Ați văzut că majoritatea caprelor pentru tăiat lemne au doar aici, în zona asta, două rânduri de coarne. Eu, în schimb, am făcut-o pe asta cu patru, că vreau să tai și printre coarnele astea. Nu am tot timpul pe cineva care să-mi țină lemnul. Și am zis să o fac în așa fel încât să pot lucra și singur. Pe urmă, jos aici am pus niște scânduri de lemn, în caz că trec cu lama până jos, să lovesc în astea de lemn, să nu dau în fier să stric lanțul. Și cam asta e capra cu care lucrez, pe care tai lemne. Primul rezervor de benzină s-a consumat. O să o mai încarc încă o dată și o punem la un test de sarcină. Ați văzut cum am tăiat trunchiul ăsta de zarzăr. Mie mi se pare că merge foarte bine. Taie bine, se înfige, cu toate că nu are decât 1,2 cai putere. Merge foarte bine.
Da, e și lanțul nou. Să verific lanțul. Să nu se lase, că fiind nou, va mai trebui să-l strâng un pic după o anumită perioadă de utilizare. Și cam asta e. Am făcut și rodajul, prima pornire, testul. Mai multe, acum, în momentul ăsta, nu știu să vă spun. Are uneori tendința să se oprească motorul atunci când o accelerez. Nu știu exact cărui fapt se datorează treaba asta. O să o curăț, o să o pun la locul ei. Îi las deocamdată în ea benzina. Poate o să o mai folosesc în viitorul apropiat. Dacă nu, o să-i scot benzina din rezervor. Așa am văzut și eu pe la băieții ăștia care lucrează mai de mult timp cu ele și așa procedează. Deocamdată clipul meu acesta a fost. Voi mai face cu siguranță și alte clipuri cu ea când o să mai lucrez cu ea, sau dacă voi întâmpina ceva probleme. Până la clipul următor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult spor la treburi și numai bine.